fost o partidă în care Gazul a condus cu 2-0, dar Chindia Târgoviște, la primul său meci în Liga 1, a avut o revenire fantastică și s-a terminat 2-2. A început să câștige pe acest stadion Olaru, respingea Ioane și gol! Marchează Sergiu Bun! O preluare extraordinară, apoi șutul discutat despre un penalti la intervenția lui Diacota, lovitură de cap și gol! Din fază fixă de Gaz Medan Mediaș, superul partidei s-a răzgândit și mai lasă și acest contraatac cu Sergiu Bus. Sergiu Bus pentru Eli Fernandez, ce se ai Oli și blochează! Și este final de partidă, în mod normal, într-adevăr, Cojocaru pune capăt acestei confruntări, ocazie uriașă pentru cei